Tocmai am fost la poștă, la poșta română, pentru că am primit o recepisă în care mă anunța că au sosit cărțile de la domnul Călin. Am completat colecția pe care o am în formatul ăsta cu Peter Pan și Wendy, editura Ion Creangă, Arată foarte bine cartea, e păstrată în condiții minunate, în afara faptului că e un pic îngălbenită. În rest, e super faină. E o carte apărută la editura Ion Creangă în 1987. Mă leagă niște amintiri foarte frumoase de cărți, la formatul ăsta de cărți. Are un scris mare, generos, și foarte bun pentru pentru copii, problema ar fi acum că e cu dinida. Nu știu dacă e o problemă pentru mici, mă rog, pentru cei care citesc de altfel. Cum spuneam, mai foarte, arată foarte bine. Asta nici coperta nu o are deteriorată. E evident că o adaptare dar, uite, românește de Ovidiu Constantinescu și Andrei Banta și text adaptat pentru versiune bogat ilustrată. Nu știu cine au semnat ilustrațiile, dar de fapt ar trebui să știu, dar, ia să vedem dacă ne spune aici, uite, era 22 de lei și 50 de bani. Le-am avut, da? S-au prăpădit între timp și lector, Marieta Nicolau Plămădeală, tehnoredactor, mm. nu, scrie, în E, Și pe lângă asta am primit și Anul pădurii de Sokolov, Michitov, o carte apărută tot la editura Ion Creangă București, dar aici văd că scrie editura Progres Moscova, deci, probabil, și la una și la alta a fost o colaborare. Are coperta un pic, mă rog, afectată, dar în rest cartea îi vis. Are și un miros aparte. Nu știu ce casă o stat sau cum o stat, dar înăuntru s-a păstrat foarte bine. A apărut la editura Creangă 79, cum am spus, și editura Progres. Are și o dedicație oferită cu multă plăcere, nu mai știu ce, de la mătușa Tagina în aprilie 80 și evident că m-am putut abține și am intrat un pic în ea, are un format atâta de fain și niște ilustrații minunate. Îi. Uh, precum spune anul pădurii, trece prin toate anotimpurile. Începe cu iarna. Și o să vedeți că despre ce vorbesc aici și spune așa, iarna a nins, pământul s-a învelit în mantie albă și se odihnește, adânci se înalță nămeții, pădurea și-a pus cușme albe, grele și a amuțit. Pe mantia omătului vânătorii deslușesc frumoasele înflorituri ale urmelor de păsări și animale. Iată, pe lângă plopii tremurători mezdriți, azi noaptea a jucat sonțoroiul iepurele alb. O hermină cu ciuful negru al cozii ridicat, a trecut în goană în căutare de păsări și șoareci. La marginea pădurii, asemenea unui lânțișor unduios, șerpuiesc urmele bătrânului vulpoi. Acolo unde se sfârșește câmpul, au trecut unul după altul tâlharii de lupi. Peste drumul larg, bătătorit, răscolind zăpada cu copitele, au trecut elani. Multe animale, păsări mari și mici, trăiesc și se hrănesc în pădurea liniștită, împovorată de podoaba albă a iernii și de aici vine formatul ăsta în care pe pagina din stânga am încadrat scrisul doar pe pagina din stânga el apare pagina din dreapta e integral uh, pictată asta se vede că sunt niște, niște desene făcute, niște ilustrații pictate după cum arată tușa uite iar în partea asta la altă sunt niște desene alb-negru, foarte frumoase, încadrează cumva scrisul în desenul ăsta. Și spune așa, aici, la poalele pădurii, iarna, dis de dimineață, în pădure e liniște, pe nesimțite se ivesc zorile. La poalele pădurii, acolo unde se sfârșește câmpul învelit în veșmânde se arată bătrânul vulpoi roșcovan care se întoarce furișându-se de la vânătoarea de noapte. Zăpada scârție ușor, fărâmițându-se ca o pulbere sub picioarele vulpoiului. Urmele lui se înșiră una după alta. Vulpoiul ascultă și privește atent. Poate va chițăi vreun din, adâ... din adăpostul lui de iarnă, aflat sub mușuroi, sau poate din vreun tufiș va țâșni un urecheat de iepure neprevăzător. Un pițigoi mic, foindu-se printre rămurele, zări vulpoiul și piui sub țirel. Piu, piu, ciripind și zburând din loc în loc, pe la marginea pădurii trecu în zbor un stol de forfecuțe, care se împrăștia zorite în vârful unui brad împodobit de conuri. Bătrânul vulpoi se uită cum o veveriță se cațără într-un copac și cum, de pe creanga clătinată, se provălește o cușmă de omăt risipindu-se ca o pulbere de diamant. Vulpoiul cel bătrân și viclean vede tot, aude tot, știe tot ce se petrece în pădure. Și revin, partea dreaptă ilustrată integral, partea stângă are numai o margine și încadrată, încadrat scrisul. E foarte frumoasă. Cocoșii de mesteacă, în soarele vesel de iarnă, răsare jucăuș deasupra pădurii, învăpăind cu lumina, echih, limbarie, întinderile de zăpadă. Mândrii cocoși de mesteacă nu-și părăsesc în zbor adăpostul. De noapte, de sub omătul adânc și pufos, și se așează pe un mesteacăn împodobit cu horbotă de promoroacă. Își caută hrana și se odihnesc, ciugulesc muguri de mesteacăn aromitor, se plimbă pe sub copaci, lăsând pe mantea neîntinată a zăpezii frumoasele înflorituri ale urmelor lor. Toată iarna, coco și de mesteacă întrăiesc în cârduri mari în deplină armonie. Noaptea se îngroapă în zăpadă, cuibărindu-se cât mai adânc în nămeți uliul, dușmanul lor cel mai înverșunat, nu va ajunge până la ei sub zăpadă. Nici chiar vulpoiul cel și nu-i va descoperi. De departe, bătrânul vulpoi privește cum chipe și cocoș de mesteacă stau pe mesteceni, ciugulindu-și hrana. Vulpoiului cel bătrân, bătrânului vulpoi, îi lasă gura apă. Și merg în continuare, la iarnă, pe drumul de pădure, după aia aici am cocoșii de munte, iepurele alb și jderii, în cerbi. cerbii, mai e ceva înainte, dar am dat eu câte două și ajung la primăvară. Primăvara și primăvara are pagina ilustrația de început, după care urmează același tipar. Primăvara în pădure, la marginea pădurii, ilustrațiile sunt minunate. În văgăună, mamă, ce ateliere să pot face cu cartea asta. O familie de urși, culcușul râsului, lângă pinul cel bătrân, uite, două veverițe, doi iepurași, da? Și ajung la vară. La vară, mă duc în pădure, mai adânc când totul este diferit. Și îmi spune despre bufniță și despre străjerii pădurii și în luminiș și deasupra râului, după care mă duc la toamna, m-am dus prea departe, toamna, ia uite aici ce frumos, și la toamna am lângă lacul din pădure, iepurele alb, ariciul, abia aștept să o citesc, veverițele, poate pot să fac și un atelier, măcar cu cei mai mari, seara de toamnă și tot așa. E foarte frumoasă. Aici la spate cartea are, cred că de-aia și miroase așa, nu știu unde a fost, ținută, însă are un miros, e amestecat un parfum cu ceva mirosuri de medicamente, însă îmi pare foarte bine că am luat-o, arată minunat. Îi mulțumesc domnului pentru seriozitate și nu e prima dată când iau cărți la dumnealui, și am să mai iau. Chiar dacă ți din astea de așadar, bucurii, bucurii mici. Într-un mijloc de săptămână, de fapt mai e, e aproape pe final săptămâna dar o să povestesc asta și despre atelierul la care am fost. A fost foarte frumos și foarte bine. Asta e, citiți! Citiți ca să dați exemplu celor mici. Spor și multă inspirație.